Este din nou Crăciunul, din nou se colindă, din nou răsună colinda care anunță că un copil ni s-a născut, căci un fiu ni s-a dat. Dar trebuie să ne întrebăm de ce este așa de anticipată această veste și de ce este așa de anticipată această sărbătoare. În lumea creștinizată, în lumea vestului, vorbim de Europa, de America, Uh, Crăciunul deja este așteptat deja din septembrie în unele locuri. Și dacă stăm să ne gândim și noi, e prin septembrie, începem și ne uh, spunem, vai ce a trecut anul, azi mâine vine Crăciunul. Este un punct de reper, este un punct de anticipare. Uh, apoi poate prin noiembrie începem să facem anumite planuri pentru Crăciun. Planificăm unde o să mergem, poate cu cine o să petrecem, încep și reclamele pentru cadourile de Crăciun și suntem într-o constantă anticipare a acestei sărbători. Nu mai vorbesc de luna, luna um, decembrie, când suntem cuprinși total de febra sezonului. Numai la Crăciun visăm vacanța de Crăciun, copiii uh, visează vacanța, noi concediu, pomul de Crăciun, cadourile de Crăciun, prăjiturile de Crăciun, da? Uh, parcă fiecare zi care trece devenim mai... Um, nerăbdători ca să ajungem la această sărbătoare. Dar de ce, totuși, atâta anticipare, atâta dorință după această sărbătoare? De ce atâta zarvă despre nașterea unui copil? În mod intuitiv, știm că venirea unui copil pe lume simbolizează noi începuturi, simbolizează viață. Când privim în jurul nostru, de obicei, când privim în oglindă, când privim trecerea timpului, suntem amintiți de moarte, de faptul că finalul este din ce în ce mai aproape. Dar de când în când vine un copil pe lume, poate în familia noastră, și în mod intuitiv ne bucurăm pentru că semnalizează speranță, semnalizează noi începuturi. Dar de ce acest copil ar crea așa de multă anticipare? Nu doar într-o familie, nu doar într-o singură comunitate, ci într-o lume, într o lume întreagă. De ce atât anticipare pentru nașterea acestui copil? Să știți că și înainte de nașterea Domnului Isus Hristos, nu doar după ea, și înainte de nașterea Domnului Isus Hristos, care s-a întâmplat acum mai bine de 2000 de ani, lumea trăia în anticipare. Lumea anticipa și dorea ca acest eveniment să se întâmple, pentru că nașterea lui a fost prevestită și nu doar lui Iosif și lui Maria, imediat înainte de nașterea copilului, dar cu mult înainte. De exemplu, ni se spune în Isaia, capitolul 7, cu versetul 14, că de aceea însuși stăpânul vă va da un semn. Este vorba de Dumnezeu. Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Apoi în capitolul 9, versetul 6, se spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, de aici avem noi colinda aceasta, da, pentru cei care erați curioși, iar autoritatea sau guvernarea va sta pe umerii săi. Va fi numit sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic și Prinț al păcii. Isaia 9 cu 6. De fapt, această promisiune și această anticipare este veche cât istoria umană. De la începutul istoriei noastre, de la primii oameni. Trăim în așteptarea acestui eveniment, și după întâmplarea evenimentului, trăim amintindu-ne despre acest eveniment, sau ar trebui să ne amintim despre el. Și vrem în această seară să privim împreună la prima promisiune profetică a întrupării Domnului nostru Isus Hristos. Vreau să mergem înapoi nu 2000 de ani, vreau să mergem înapoi aproape 7000 de ani, să vedem că de atunci oamenii așteaptă cu nerăbdare venirea acestui copil. Pentru că nu este orice copil, nu este orice naștere, nu este orice promisiune. Vreau ca să-l vedeți pe Domnul Isus Hristos încă din primele capitole în Geneza. Pentru că dacă îl vedeți acolo, atunci îl veți vedea în toată Scriptura. Veți realiza ceea ce Scriptura mărturisește despre ea, că în totalitate ea este un indicator, o săgeată, un drumător spre Mântuitorul nostru. O și ce minune a făcut Mântuitorul pentru acei doi ucenici pe drumul spre Emaus, când a deschis pentru ei întreaga Scriptură și le-a arătat, începând cu Moise, care a scris Geneza, și cu toți profeții, că toate scripturile vorbesc despre el. Ce ușor este să citim, de exemplu, Vechiul Testament și să nu-l vedem pe Hristos nicăieri. Să citim Exod, Deuteronom, Numer, Geneza și să spunem: Ce cu toate întâmplările sau poveștile sau istorisirile acestea și să nu-l vezi pe Hristos? Dar Hristos spune că atunci când privim cu ochii Credinței, atunci când El ne deschide scripturile, îl vedem începând cu Moise, începând cu Geneza și apoi prin toate cărțile Vechiului Testament și evident al Noului Testament, vedem că toate ne îndrumă spre El. Ne amintesc despre, despre El. Și în această seară, în momentele care urmează, vrem să privim la Geneza și mai ales la Geneza capitolul 3 și să vedem, să vedem de ce omenirea pentru mii de ani, pentru mii de ani a trăit în așteptare și în anticipare a venirii acestui copil promis. Și de ce de 2000 de ani încoace își amintește din nou și din nou despre acest eveniment. Și ca să înțelegem semnificația acestui eveniment, să înțelegem semnificația acestui copil, acestei nașteri, trebuie să ne amintim cum a început această poveste a omenirii. Și trebuie să ne amintim ceea ce am avut în primele momente prin creație, Trebuie să ne amintim apoi ceea ce am pierdut prin căderea noastră în păcat și trebuie să ne amintim ceea ce ni s-a promis prin Domnul nostru Isus Hristos, prin întruparea Lui, prin nașterea Lui și prin jertfa Lui pe cruce. Altfel spus, trebuie să ne amintim despre paradisul care părinții noștri primari l-au avut, trebuie să ne amintim despre pierderea acelui paradis și trebuie să ne amintim despre promisiunea răscumpărării acelui paradis. Venirea unui copil este îmbucurătoare pentru noi pentru că înțelegem că înseamnă viață nouă nu doar pentru copil dar spune ceva despre potențialul unei vieți nouă, noi pentru noi despre a doua șanse pentru noi despre faptul că s-ar putea să ne întoarcem în acel loc de unde am fost izgoniți să redobândim cumva acea viață care vedem că zi de zi o pierdem ne apropiem nu de viață ci de moarte și totuși când vine un copil pe lume ne spune există posibilitatea, există o promisiune la o nouă, la o nouă viață. Și în această seară vrem să privim telegrafic la acest paradis care omenirea l-a avut la început, la felul în care l-a pierdut, ce a pierdut omenirea, ce am pierdut noi când Adam și Cueva au căzut în păcat. Și trebuie să vedem care este promisiunea răscumpărării. În primul rând, ca să ne bucurăm pe deplin de această promisiune și de acest eveniment, trebuie să înțelegem ceea ce am avut înainte ca oamenii să cadă în păcat. Și primul lucru care ni se spune că l-a avut omul, ni se spune în Geneza 1 cu 26, este că omul a avut chipul lui Dumnezeu. A fost făcut după chipul și asemânarea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și după asemânarea noastră. Pe scurt, aceasta ar putea fi înțeles astfel. Tot ceea ce Dumnezeu este, tot caracterul lui, natura lui, atributele sale, care ar putea fi comunicat unei ființe create, s-a dat primilor oameni. Tot ceea ce este a lui Dumnezeu, care se poate transmite unei fapturi, primii oameni aveau. Ce înseamnă asta? Dumnezeu are atribute care scad în două categorii. Sunt atribute sau aspecte ale ființii sale care sunt comunicabile, adică pot fi transmise altora dacă el decide să facă lucrul acesta și sunt altele care sunt incomunicabile, care țin de natură așa în așa fel încât nu pot ca să, facă, nu pot ca să fie deținute de altcineva. De exemplu, cele incomunicabile sau intransmisibile nu pot fi transmise nimănui. Doar Dumnezeu le posedă, este sfințenia lui și când vorbim de sfințenie în acest sens, vorbim despre faptul că Dumnezeu este unic. El este departe, separat de toată creația. El este singurul care poate fi în această categorie. El nu te poate declara pe tine sfânt în același fel cum El este de plin sfânt. El te poate declara moral, Bun, el te poate sfinți în multe feluri, dar în acest fel el este unic, el este creatorul, el este deasupra și dincolo de creația lui, doar unul singur Dumnezeu poate avea acest atribut, imobilitatea lui, faptul că Dumnezeu nu se schimbă, faptul că el este veșnic, faptul că el este același din veșnicie în veșnicie. Acest atribut poate ca să aparțină numai lui, infinitatea lui. Faptul că el este infinit, infinit în toate aspectele sale, din nou, nu poate fi comunicat. Omnipotența sa. El este singurul care are toată puterea, care poate face toate lucrurile. El este cel mai puternic, infinit de puternic. Dacă el te-ar declara pe tine omnipotent, atunci ar fi o contrazicere, că doar unul poate fi, doar unul poate deține toată puterea, da? Și el este. El este acela, omniprezența este doar a lui, omniștiința este doar a lui El poate da știința altor oameni, cunoaștere altor, altor oameni, dar omniștiința este doar, doar a lui Apoi, non-contingența lui Dumnezeu este un termen tehnic, îl cunoașteți deja că l-am studiat Ideea că Dumnezeu are viața în sine, el nu depinde de nimeni ca să fie adus în existență și nu depinde de nimeni ca să trăiască. Dumnezeu este Cel ce este și El este singurul care are acest atribut. Noi toți depindem de El. Noi în El trăim, în El ne mișcăm. El nu depinde de nimeni. El nu și-a primit viața a primit viață de la cineva. El este autosuficient și El este singurul care este autosuficient. Dumnezeu nu depinde de nimeni și nu are nevoie de nimic din afara asta. De aceea Biblia spune că Dumnezeul nostru nu poate fi slujit de mâini omenești. El nu poate primi nimică de la noi de parcă n-ar avea. Noi avem nevoie, da? de multe ori avem nevoie de dărnicia cuiva, de ajutorul cuiva, doar să supraviețuim. Dar la minim avem nevoie de cineva să ne aducă în viață, de părinții noștri și în primii ani mai ales, de cineva să ne păstreze în viață. Și dincolo de aceste instrumente omenești, înțelegem că toți depindem de Dumnezeu pentru a fi în viață. Suveranitatea lui Dumnezeu. El este singurul care este suveran. Prin aceasta spunem că el are autoritatea și controlul asupra tuturor lucrurilor. Mă vom vedea că el, de exemplu, dă anumite responsabilități, anumite autoritate lui Adam și ne dă și nouă. Dacă ești părinte, dacă ai copii, ai autoritate și responsabilitate. Da? Și trebuie ca să o folosești în administrarea familiei tale. Dar tu nu ești suveran. Tu nu ai drepturi de pline și nu, tu nu poți face și nu poți controla tot ceea ce vrei și tot cum ai vrea. Apoi, ni se spune în Scriptură că Dumnezeu este Duh. El este invizibil, El este Duh. El nu doar că posedă Duh, da, nu doar că posedă un spirit, El este Duh. Pe când noi, așa cum am văzut în citirea textului, noi am fost luați din pământ și creați și apoi în noi s-a suflat viața s-a suflat duh, dar Dumnezeu este duh. El transcende toate lucrurile. Noi suntem finiți și nu transcendem. Noi suntem aici și acum și nu putem transcende propria noastră persoană. El transcende absolut toate toate lucrurile. Aceste atribute și altele nu pot fi comunicate de Dumnezeu, doar el le are. Dar sunt alte atribute ale lui Dumnezeu și alte calități care el le poate Comunica. De exemplu, Sfințenia, dar când vorbim de Sfințenia acum, vorbim despre calitatea lui morală. El poate face făpturi morale. Adam și Eva erau fără păcat. Erau oameni sfinți din punctul acesta de vedere. Bunătatea lui poate fi transferată făpturilor lui. Dragostea lui. Noi iubim pentru că el este dragoste. Avem capacitatea de a iubi și înțelegem ce înseamnă dragostea pentru că el este dragostea. Dar în același timp și ura. Dumnezeu ne arată Scriptura, este un Dumnezeu care urăște, urăște păcatul. Și noi avem capacitatea de a ură pentru că El are acest atribut. Mai este drept că noi, în starea noastră de căzută, de multe ori, multe ori urăm ce n-ar trebui să urăm și urăm cum n-ar trebui să urăm, dar capacitatea în sine provine din faptul că ne-a fost comunicată nouă din caracterul lui Dumnezeu. Cunoașterea, El cunoaște toate lucrurile, aceasta ne dă nouă posibilitatea ca să cunoaștem unele lucruri. Nu este infinită, dar este reală. Putem cunoaște dreptate, rațiune. Dumnezeu este un Dumnezeu care are raționalitate, el gândește și ca atare ne dă acest atribut și nouă, personalitate. Și prin aceasta nu mă refer la nimic altceva decât la faptul că suntem persoane. Pentru că El este un Dumnezeu personal și îl vedem așa în trei persoane, nouă ni se dă personalitate, da? V-ați întrebat de ce nu sunteți, de exemplu, un animal care nu are acest atribut sau o piatră? Da? De ce omul are personalitate? Este o, o persoană. Apoi, comunicare. Aceasta vine prin faptul că avem un Dumnezeu care comunică. Dumnezeu vorbește. Ne-a adus în existență prin faptul că. Vorbește și așa mai departe. Toate aceste atribute, și ar fi multe, care se pot comunica, Dumnezeu uh, le-a pus în primii oameni, i-a înzestrat cu desăvârșire, cu aceste atribute care pot fi comunicate din Dumnezeu. Gândiți-vă că Adam și Eva, pentru acele scurte clipe, nu știm câte, între Geneza 2 și Geneza 3, acele scurte clipe înainte de cădere, erau cu desăvârșire după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei posedau acel imago de acea închipuire a lui Dumnezeu. Ei erau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu fără vreo lacună. Tot ceea ce se poate transmite din Dumnezeu erau în acești prim prin oameni. Adică în mod desăvârșit, tot ce se poate comunica, ei aveau, ei erau în totalitate așa cum Dumnezeu ia. Creat. Nici nu ne putem închipui noi astăzi. Chiar dacă încercăm, nu avem suficientă imaginație și nu avem un intelect suficient de puternic ca să ne închipuim cum arătau aceste persoane, cum gândeau aceste persoane, ce simțeau ei. Nu ne putem închipui excelența acestor acestor persoane. De aceea, de multe ori când creștinii se gândesc despre Adam și Eva, înainte de cădere, de parcă ar fi niște oameni de peșteră preistorici, niște oameni foarte prostuți care mergeau bâlbâind prin grădina Edenului, este o absurditate. Oamenii aceștia erau apogeul ceea ce înseamnă existența umană. Avea un intelect mult deasupra al nostru, nici nu ne putem închipui cum funcționează un creier uman care nu este decăzut în păcat. Aveau simțuri care noi nu le avem. Aveau emoții care noi nu le putem percepe, pentru că noastre toate sunt alterate și decăzute. Și pentru acele puține clipe, înainte de cădere din Geneza 3, acești oameni erau cât de aproape se poate atinge ideea de superom. Da? Poate toți v-ați uitat la filme și la seriale cu Superman. Superman este nimic totu, totul, pe lângă ceea ce era Adam și Eva. Oamenii aceștia erau perfecți. Erau tot ceea ce se poate comunica din Dumnezeu pus în creatură, pus în, pus în om. Apoi, nu doar că aveau acest chip al lui Dumnezeu, acest imago dei, dar au primit paradisul, drept cadou din partea lui Dumnezeu. Au primit grădina Edenului. Ni se spune, apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Un aspect care mi se pare uh, greșit înțeles despre conceptul Edenului și trebuie înțeles corect ca să înțelegem semnificația lui de plină este acesta. Cei mai mulți oameni trăiesc cu impresia că la început tot pământul era paradisul. Tot pământul era grădina Edenului. Geneza nu vorbește așa. Geneza vorbește despre toată creația care era bună și în mijlocul acestei creații era acest paradis numit Edenul. De ce este important? Este important pentru că înțelegem pe lângă creația specială a lui Adam și Eva, grija specială care Dumnezeu a avut o să le dea un loc special pentru ei, un loc deosebit pentru ei. Din această creație foarte bună, Dumnezeu a creat un loc și mai bun pentru coroana creației lui care este, care este omul. Dar ne arată grija specială care Dumnezeu a purtat-o pentru om. În mijlocul acestei creații, care toate, cum ziceam, era foarte bună, Dumnezeu a creat acest paradis, această grădină specială pentru om. Adică un loc în care cu desăvârșire toate nevoile omului, atât cele fizice, cât și cele emoționale, cât și cele spirituale să fie îndeplinite. Edenul era acasă pentru ei. Mai mult decât o locuință, era locul acela care reprezenta uh, acasă, locul uh, perfect pentru omul perfect. Și toți cunoașteți acest sentiment de a ajunge acasă după o zi grea la servici, după o, de o călătorie lungă, ajungi în sfârșit acasă. Epuizat, terminat, da? Îți pui bagajele jos sau îți pui servieta jos, te prăbușești pe canapea sau pe un scaun și, în sfârșit, ești acasă. Acasă este locul unde ești în siguranță, acasă este locul unde te poți odihni, acasă este locul unde nevoile tale sunt împlinite, fie de hrană, fie de dragoste, fie de afirmare, fie de orice ar fi. Acasă este sau ar trebui să fie, conceptual vorbind. Locul în care aceste nevoi sunt îndeplinite. Edenul era aceasta pentru om cu desăvârșire. Era acasă. Era locul în care întotdeauna, în permanență, nu lipsea nimic necesar pentru o viață de îndeplinire totală. Nu lipsea hrană, nu lipsea părtășie. Nu lipsea împlinire, nu lipsea ocupație, nu lipsea absolut nimic, ceea ce ai putea tu visa că ar fi nevoie ca omul să trăiască cea mai împlinită viață posibilă. Toate erau acolo, acasă, în Eden. Apoi ni se spune că oamenii aceștia nu aveau doar contextul perfect pentru împlinire, dar aveau o împlinire relațională perfectă, dăruită lor de Dumnezeu. Întâi, o împlinire relațională între om și Dumnezeu. Omul se afla într-o relație desăvârșită cu Dumnezeu. Nu exista nimic care să despartă pe om de creatorul lui. De aceea ni se spune în grădina Edenului și nu vedem nicăieri așa ceva posibil decât apoi noua creație, că Dumnezeu umbla prin grădina. Acum evident că și aceasta este o metaforă, dar nivelul de apropiere era așa de mare încât Dumnezeu putea să umble prin mijlocul lor și ei să stea în cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este, este distrus, vom vedea imediat. Dar ei aveau această legătură, această împlinire relațională între om și Dumnezeu, dar în același timp avea o împlinire relațională interumană. Una dintre principiile, unul dintre principiile care ni se prezintă în Geneza 1 și 2 este că Dumnezeu a intenționat ca omul să fie oglindirea sa, inclusiv în aspectul acesta relațional. Ca atare, precum Dumnezeu, are o relație desăvârșită în sânul Sfintei Trăimi. Dumnezeu, tatăl, fiul și Duhul Sfânt. De aceea spune să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Este o relație acolo, o sfătuire acolo, da? Evident, este limbaj antropomorfic. Dumnezeu, într-un fel, am putea înțelege că niciodată nu poate să se sfătuiască pentru că el deja s-a sfătuit din eternitate în eternitate. Dar ne arată că există o relaționare perfectă în aceste persoane care decid să creeze și creează persoane care trebuie și ele să, relaț să se relaționeze. Problema este că în începutul acestei istorisiri ni se arată faptul că Adam nu are cu cine să se relaționeze. El nu are nimeni, la fel ca și el, în care să fie implicat într-o într relație. Și în Geneza 2, cu 18, Dumnezeu spune, în felul următor, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și noi știm că omul nu era singur. Omul era cu Dumnezeu, dar Dumnezeu are altceva în gând. El vrea o, o relație interumană. Adam trebuie să fie într-o părtășie desăvârșită cu unul, cu una, da? Cu una din neamul lui, din. Carne ca și el, creatură ca și el. Relația care el o are cu Dumnezeu îndeplinește anumite nevoi relaționale, relația care urma să o aibă cu Eva îndeplinește alte nevoi relaționale. Și în versetul 19 și 20, îi se spune că Dumnezeu a făcut tot felul de animale, le-a adus la Adam să le numească, dar nu s-a găsit niciun animal care să fie potrivit pentru el. Da? Toate erau de alte soiuri, nu aveau nicio treabă cu omul, n-aveau aceleași caracteristice, n-aveau acel imago care Adam îl avea, ca atare el n-avea cum să se relaționeze uh, cu animalele. Da? Și în versul 21 și 22, Dumnezeu o face pe femeie, care este ca și Adam, în sensul că și ea este creată, dar este și creată din el, din aceeași carne, același sânge, același chip și imagine a lui Dumnezeu. Și apoi, exclama Adam, iată, în sfârșit, acea care este os din oasele mele și carne din car carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și versul 24 ne arată că uh, aceasta trebuie să fie tiparul pentru toată umanitatea, da? Oamenii sunt chemați să trăiască în aceste relații între femeie și bărbat, alcătuind o familie, o căznicie. Versetul 24 ne spune de aceea va lăsa omul pe tatăl său. Țineți cont că aceasta este uh, scris când încă vorbim despre Adam, care nu avea tată pământesc, și despre Eva, care nu avea tată sau mamă. Pământesc, da? Într-un fel, putem ca să spunem că Adam era omenește, carnal, tatăl Evei, da? Ea a fost luată din, din el. Și totuși se spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Dumnezeu intenționează ca omul de-a lungul istoriei să trăiască în perfecție relație, nu doar cu el, cu Creatorul, ci și între ei. Și modelul acestei relații perfecte este căsătoria. Acolo este locul intenționat de Dumnezeu să fie Edenul interrelațional, interuman. Acolo omul trebuie, trebuie să-și găsească împlinirea între două persoane, care Dumnezeu vrea ca să-ți o găsești, care apoi, evident, se culminează în relația lor cu Creatorul. Da, cele două nu se, nu se exclud. Dumnezeu vrea ca omul să aibă o relație cu el, dar în același timp să fie într-o relație armonioasă, interumană și de aceea în Geneza instituie căsătoria. Tiparul acesta continuă. De exemplu și în Noul Testament Hristos vorbește despre cei care îl iubesc pe el arătând lucrul acesta sau manifestând această realitate prin dragoste față de frați. Relația pe uh, vertical se manifestă și pe orizontal. Da? Relația ta pe vertical cu Dumnezeu are și o manifestare pe orizontal, începând de la cele mai intime relații, de exemplu relația cu soțul sau cu soția ta. În al patrulea rând, ni se spune că ei aveau nu doar o împlinire uh, relațională, dar avea una vocațională. Uh, una dintre nevoile principale are oricărui om este să aibă în viață un scop un cel, o menire, o vocație, o chemare, să simtă că știe de ce este pe acest pământ. Să știe că mâine când se trezește, va face ceva și acel ceva care îl face are un scop, merită făcut. Și Dumnezeu le dă aceasta și lui Adam și Eva. Și le-o dă prin o serie de porunci care sunt două mari porunci, de fapt două mari categorii. Prima este creșteți și înmulțiți-vă. Adică continuați răspândirea slavei lui Dumnezeu prin multiplicarea chipului lui Dumnezeu pe întreg pământul. Procreerea, deși este comună tuturor viețuitorilor, este unică oamenilor pentru că doar noi, doar noi propagăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când un câine are pui, este ceva wow într-un fel, pentru că este nouă viață biologică, dar nu este o propagare sau o înmulțire a chipului și asemănării lui Dumnezeu. Când un om procreează, este o minune pentru că Dumnezeu se folosește de acel om pentru a multiplica și a propaga chipul și asemănarea sa pe întreg pământul. În al doilea rând, mi se spune că nu doar trebuie să crească și să mulțească, adică să propage, să umple pământul cu slava lui Dumnezeu, dar trebuie să stăpânească și să îngrijească creația lui Dumnezeu. Omul trebuie să fie administratorul lui Dumnezeu peste creație. Omul, îi se spune că este reprezentantul lui Dumnezeu, care trebuie să arate splendoarea lui Dumnezeu, atât prin înmulțirea chipului lui Dumnezeu, prin naștere de copii, dar și prin administrarea creației lui Dumnezeu. De aceea, am mai zis-o într-un fel, cred că toți creștinii trebuie să fie ecologiști. Pentru că înțelegem că planeta aceasta este pusă sub administrarea noastră să fie administrată spre slava lui Dumnezeu. Ca tare, orice distruge creația lui Dumnezeu, orice distruge splendoarea lui Dumnezeu pe acest pământ, ar trebui ca să ne ofenseze pe noi. Asta înseamnă când mă duc cu mașina și, nu știu, am mâncat un baton de ciocolată, și, bă, unde, bă, unde îl pun? Că dacă îl pun aici în mașină, după aceea să-mi spăl mașina, că e mizerie, nu-l arunc pe geam. Da? Îl bag în buzunar mai bine până ajung acasă. Nu pentru că am tot felul de idei de stânga, politice, ecologice în mintea mea, dar pentru că știu. Că pământul acesta și cu tot ce este pe el, este al lui Dumnezeu. Și nu arunci gunoi în casa lui Dumnezeu. Da, Dacă ați venit la dumneavoastră acasă și aș intra pe uh, ușă, mi-aș da jos papucii și mi-aș goli buzunarele, toate gunoaiele care le-am cules de-a lungul zilei și le-am aruncat la dumneavoastră în sufragerie, spune, stai un pic, ești la mine în casă. Nu-mi dezonoresc casa, arată un pic de respect. Și noi când nu respectăm creația lui Dumnezeu, exact aceasta facem. Ei trebuiau să... Îl proslăvească pe Dumnezeu, pe de o parte, prin înmulțirea chipului lui Dumnezeu, pe de altă parte, prin administrarea, prin îngrijirea Creației lui Dumnezeu. Într-un fel, mandatul acesta este un eco a ceea ce Dumnezeu a făcut în Creație. Întâi, Dumnezeu creează Creația și apoi o ordonează. Da? Întâi, Dumnezeu aduce lucruri în existență și apoi le guvernează. În același fel, mandatul nostru ca și oameni este dublu. procreiere, să aducem alte vieți în existență, evident că Dumnezeu le dă, dar noi suntem instrumentele, și apoi administrare, ordonare, guvernare, să fim instrumentele lui Dumnezeu, atât pentru propagarea vieții, cât și pentru administrarea ei. Și asta trebuie să facem, în primul rând, în cadrul familiei. Să înțelegem că suntem. Ambasadorii și administratorii lui Dumnezeu pentru a propaga și a administra familiile noastre spre glorificarea Lui pe acest pământ. În al cincilea rând, ei aveau inocența. Prin aceasta spunem că omul era fără păcat. Aceasta înseamnă că era, ei erau fără vreo vină, n-au fost făcută nimic care să-i facă vinovat și n-aveau nici un sentiment de vinovăție. Nu știau ce e aia vinovăția. N-au fost experimentată cum este să te simți vinovat pentru o secundă. Nu știau cum este unii față de alții și nu știau cum este față de Dumnezeu. Și fiți convinși, sentimentul acesta de vinovăție, datorită păcatului nostru, pasiv și activ, alterează relația noastră față de toți cei din jurul nostru, față de copiii noștri. Nu putem avea o singură interacțiune în care nu suntem marcați de vinovăția care o avem față de copiii noștri. Ea de multe ori reacționăm cum reacționăm. Da? Vine copilul și face ceva. Și reacționezi abrupt. Știi de ce o faci? Pentru că te simți vinovat că n-ai fost în stare să crești un copil mai bun. Au trecut 8 ani, 12 ani, 13 ani. Și atât am realizat. Și știi de ce te simți vinovat? Pentru că știi, ai greșit acolo, am greșit acolo, am greșit acolo, am greșit acolo. Am greșit acolo și mai greșești încă o dată din cauza vinovăției, vinovăției tale, față de soțiile noastre, față de semenii noștri. Vina și vinovăția păcatului alterează relațiile noastre, să nu mai vorbim față de Dumnezeu, în care vinovăția noastră rupe total, sfâșie total acea relație până când ea nu este vindecată de Domnul nostru Isus Hristos. Geneza 2 cu 25 ne spune că omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Puteau să privească unii la alții și spre Dumnezeu fără vreun sentiment de vinovăție sau rușine sau dezamăgire. Pentru că erau în tocmai ce trebuiau să fie. Fără păcat. Vă puteți imagina așa ceva? pentru o clipă să stai în fața cuiva, să stai în fața oglinzii, să te uiți spre Dumnezeu și să nu ai nicio dezamăgire de sine, nicio rușine, nicio părere de rău, să știi că ești exact ce ar trebui să fii în acea relație și în toată existența, în toată existența ta. Este imposibil pentru noi să ne imaginăm cum ne-am simțit dacă pentru o clipă am experimentat am experimentat ce înseamnă viața fără vină și vinovăție. A șaselea lucru. Ei aveau viață. Aveau viață pe deplin din toate punctele de vedere. Și asta ne dorim și noi. Nu ne dorim tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar ei asta aveau. Ei aveau viață deplină. Cât timp ei rămâneau în ascultare, cât timp rămâneau în contextul acesta care Dumnezeu l-a creat, uh, ei aveau viață. Și lucrul acesta îl înțelegem foarte clar prin acești doi pomi care vedem că sunt puși în mijlocul grădinii. Pomul cunoașterii binelui și răului și pomul vieții. Acești doi pomi ne revelează două lecții importante. Ne revelează că sursa noastră ontologică și sursa noastră epistemologică sunt din afara noastră. Ce înseamnă asta? Știm ce este bine, nu experiențial, ci știm revelator. Dumnezeu ne spune ce este bine și ce este rău. Eu, ca și om, n-am fost menit să fac asemenea judecăți. Eu cred că asta e bine. Eu cred că aia e rău. Nu. Noi am fost menit să privim spre Dumnezeu și când El îmi spune că ceva este bine, să știu că este bine. Și când El îmi spune că ceva este rău, să știu că este rău. Și Adam și Eva au păcătuit, în primul rând, pentru că au refuzat această prerogativă a lui Dumnezeu. Au zis, noi vrem să știm ce este bine și rău, adică să hotărâm ce este bine și rău. Nu vrem să depindem de Dumnezeu, să-l credem pe El, pe Cuvânt. Vrem să hotărâm noi, să experimentăm noi. În al doilea rând, ontologic, pentru că trăim doar pentru că Dumnezeu ne ține în viață. Suntem contingenți, dependenți de Dumnezeu pentru viața noastră. Eu nu pot trăi dacă Dumnezeu nu mă aduce și nu mă ține în viață. Și pomul vieții și pomul cunoașterii ne arată lucrul acesta. Pomul cunoașterii spunea, numai Dumnezeu îți poate spune ce este bine și rău. Și a mâncat din el, era o revoltă împotriva sursei cunoașterii de bine și de rău care era Dumnezeu. De -a spune, eu vreau să știu, eu vreau să decid. Și pomul vieții, care era pus acolo, dar nu aveau acces la el, nu aveau voie la el și în cele din urmă sunt izgoniți total din grădină ca să nu cumva să ajungă la el, ne spune că fără a fi prezent în cadrul acela unde este viața, adică Dumnezeu, noi nu avem viață, noi murim. Și de aceea, în momentul în care ei încalcă porunca lui Dumnezeu, îi se spune cu siguranță veți muri. Ce-am pierdut noi și ce-au pierdut ei prin căderea în păcat? În primul rând, mi se spune în Geneza, capitolul 3, că după momentul păcătuirii este o pierdere a inocenței. Imediat după ce Adam și cu Eva mănâncă din fructul pomului interzis, ni se spune în felul următor, versetul 7, din capitolul 3. Atunci s au deschis ochii, s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Două lucruri se petrec simultan. Unul obiectiv și altul subiectiv. Întâi, ei devin vinovați. Au păcătuit, ca atare obiectiv vorbind sunt vinovați. Apoi vedem că ei subiectiv percep această realitate, se simt vinovați. Și aceasta este adevărat și despre noi. Obiectiv vorbind, dacă cineva ne-ar scoate la o judecată și ne-ar pune viața în față, am fi declarați vinovați. Subiectiv, trăim toată viața și ceva în spatele minții noastre, în adâncul inimii noastre, tot timpul spune vinovat, 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 vinovat. Suntem apăsați, știm că suntem goi. Asta înseamnă goliciunea aici. Goliciunea în Vechiul Testament este o metaforă pentru păcătoșenii, pentru vinovăție. În al doilea rând, vedem că această lipsă sau pierdere de inocență imediat începe și face ravagii în toate celelalte daruri bune care erau prezente în Eden. De exemplu, se distrug relațiile care ei le aveau. Relația cu Dumnezeu este distrusă. Versetul 8 la 11 ne spune... Că atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Primul efect în relația omului cu Dumnezeu este că omul se ascunde de Dumnezeu. De ce face lucrul acesta? Păi ne explică Adam, spune, m-am ascuns pentru că eram gol. Eram gol. Unde nu era el gol înainte să mănânce din fructul interzis? Ba da! Dar înainte nu avea nicio vină și de aceea Adam explică, eram gol și mi-era frică. Îmi era frică de Dumnezeu. Îmi era frică să stau înaintea lui. Pentru că acum, deși fizic încă era același om, același adam, acum avea vinovăția lui în fața lui Dumnezeu. Și nu putea să stea înaintea lui Dumnezeu. Știa, Dumnezeul meu este sfânt, Dumnezeul meu este perfect, Dumnezeul meu este drept. Ca tare, eu nu pot ca să mă afișez înaintea lui în felul acesta. Apoi, căderea omului în păcat distruge nu doar relația lui cu Dumnezeu pentru că ne acuză înaintea lui Dumnezeu, pentru că știm că merităm pedeapsă înaintea lui Dumnezeu, așa că ne ascundem fața de el, dar ne strică și relațiile interumane și acelea sunt distruse. Nu doar că se ascunde Dumnezeu datorită păcatului, păcatului dar vedem că se ascund și unul de altul. Atunci au deschis ochii, au cunoscut că erau goi, și-au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut sorțuri din ele. Tocmai ni s-a spus la finalul capitolului 2 că erau goi și nu le este rușine. Și acum din nou se află singur, Dumnezeu încă n-a venit ca să-i caute și acum le este rușine. Relația lor este stricată. Nu mai erau doar goi și fără rușine, acum erau cu rușinea păcatului. Vedem că efectele imediat, efectele sunt profunde atunci când imediat Dumnezeu vine și caută, îl întreabă pe Adam dacă nu cumva a mâncat din pomul interzis. Cum răspunde Adam? Începe și dă vina pe Eva. Femeia care tu mi-ai dat-o, ea este de vină. Începe cearta între ei. Pentru că apoi blestemul este continuat. Pentru că atunci când Dumnezeu pronunță verdictul și blestemul asupra lor, relația lor este vizată. Ea va tânji ca să-l stăpânească pe bărbat și bărbatul va, o va asupri cu, prin autoritatea lui. Nu asta este relația care ar trebui să existe dintr-un femeie și un bărbat, asta este relația care există datorită păcatului. Relațiile noastre interumane, între părinte și copil, între soț și soție, între frați într-o biserică, sunt toate afectate, alterate, degradate de păcat. Apoi ni se arată că ei pierd paradisul, pierd Edenul și viața care este prezentă acolo. Versul 23. De aceea Domnul Dumnezeu i-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinului Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Adică sunt expulzați din locul în care toate nevoile lor erau împlinite, din locul în care puteau să experimenteze împlinirea și bucuria deplină în prezența lui Dumnezeu, și din locul în care aveau viață. În acea zi se împlinește promisiunea lui Dumnezeu că ei vor muri în două feluri. Mor pentru că sunt despărțiți de Dumnezeu, sunt izgoniți din prezența sa, asta este moartea spirituală și mor pentru că sunt izgoniți din grădină unde este el pomul vieții ca ei mor fizic. Asta este moartea trupească. Despărțirea de Dumnezeu este ambele. Când suntem despărțiți de Dumnezeu, murim spiritual și murim fizic. Și vedem că această moarte duce la o degradare existențială totală. Adică chipul și asemănarea divină din om este spulberată. Nu este pierdută, dar în mod fundamental devine alterată. Este ca un tablou minunat, pictat de un mare maestru, care devine mânjit, pătat cu ceva mizerabil. În esența lui, el este același tablou, dar în mod esențial și elementar, el este deteriorat. Când privești la el, undeva în spatele mizeriei este același tablou, dar nu mai strălucește la fel. Este ca și, precum, reflexia într-o oglindă. Care devine fracturată și spartă. Imaginea din oglindă ești tot tu, dar nu arăți cum ar trebui să arăți. La fel se întâmplă și cu toți oamenii care sunt afectați de păcat. Păcatul spulberă totul, degradează totul. Vedem lucrul acesta și în viața lor de exemplu, vocația lor, chemarea lor este afectată. Ea nu este aruncată la gunoi, ea au aceeași chemare de a procrea și de a administra, dar este grav afectată de păcat. Această chemare rămâne doar că drastic afectată datorită păcatului. Vestul 16 încolo ne arată care este starea noastră umană sub păcat. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și în însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Deci scopul ei pentru existență de a glorifica pe Dumnezeu prin propagarea imaginii lui Dumnezeu devine acum un blestem. Tot trebuie să-l facă, tot scopul acesta îl are, dar de fiecare dată când face lucrul acesta este amintită. Sunt păcătoasă, sunt păcătoasă, de aceea sunt pedepsită în felul acesta. Bărbatul care trebuie să administreze creația lui Dumnezeu îi se spune trebuie să muncești în continuare, trebuie să faci spre gloria lui Dumnezeu, dar va fi greu. Vei transpira, te va durea capul, pământul va da roadă foarte greu. Adică aceleași porunci care au fost date de Dumnezeu înainte de cădere, pentru împlinirea omului, acum devin o povoară pentru Dumnezeu. Problema nu este porunca, problema este păcatul. Porunca este bună, și rezultatul ei este bun atunci când este făcut în desăvârșire, atunci când este făcut în sfințenie. Și fără ca ceva să intervină, este evident că acest blestem este sortit eșecului. Aceste vieți trăite cu oricât de mult efort sunt sortite eșecului, durerii și în mod ultim morții. Oricât de mult ai muncit ca și un bărbat și oricât de mulți bani ai câștiga, oricât de bun administrator ai fi, până la urmă, mori. Și dacă ai fi cea mai bună femeie, cea mai strălucită, cea mai bună mamă, cea mai bună soție, până la urmă mori. Pentru că păcatul, până la urmă, spulberă existența noastră în așa fel încât este fatal. Cele din urmă, pentru ultimele momente în această seară, vrem să privim nu doar la paradisul care l-am avut, nu doar la pierderea lui, ci la promisiunea răscumpărării. Pentru că în mijlocul acestor evenimente traumatice, nu doar pentru Adam și Eva, traumatice pentru fiecare dintre noi, evenimente care ne dezvăluie așa de mult despre starea noastră actuală, începem și înțelegem de ce suntem cum suntem, de ce ne bântuie frica care ne bântuie, de ce ne bântuie gândurile de vinovăție, de ce ne comportăm unii cu alții cum ne comportăm. În mijlocul acestei experiențe traumatice vine o promisiune. Și această promisiune este prezentată în două feluri. Este prezentată profetic și este prezentată tipologică. Promisiunea profetică o avem de la versetul 14 la versetul 15. Când Dumnezeu, înainte ca să se întoarcă spre Adam și Eva și să pronunțe verdictul, se întoarce spre șarpe pronunță blestemul lui, judecata lui și în judecata lui arată că pentru om nu are doar blestem, are și har, are și o promisiune. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Între sămânța ta și sămânța ei aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Avem aici două seminții, două împărății și doi împărați. Avem pe copiii lui Dumnezeu și copiii satanei. Adam a fost creat să fie în părtășie perfectă cu Dumnezeu. Dar datorită păcatului a ajuns sub stăpânirea lui Satan. A ajuns ca să fie un copil ai al mâniei. și toată omenirea, ne spune Scriptura, după el, care provine din el, de asemenea se naște sub robia păcatului și sub stăpânirea celui rău. Pavel descrie dilema noastră în Efesen 2 în felul următor. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinoare urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului. Acesta este Satan. Este șarpele, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Este o istorie despre împărăția lui Dumnezeu. Despre împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău și împărăția lui Satan. Împărăția lui Dumnezeu nu este altceva decât a fi în locașul lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Iar Adam, în Geneza 3, este izgonit din Eden, din Eden iar drum de întoarcere nu mai este. Doi îngeri sunt puși acolo și spui, spun, în această împărăție nu mai poți pătrunde. Tu ești afară în întuneric, tu ești afară în împărăția celui rău, tu aparții lui. Și asta este starea noastră în aceste momente, dacă nu suntem răscumpărați. Este o istorie despre doi împărați. Despre doi împărați. Adam era menit să stăpânească peste această creație, ca și administratorul lui Dumnezeu. Un domnitor subalternului Dumnezeu. El trebuia să fie reprezentantul Creatorului, a Împăratului Etern și să administreze această împărăție. Dar el falimentează și toată omenirea împreună cu el ajunge sub stăpânirea unui alt Împărat, a șarpelui. Șarpele devine Împăratul lui, șarpele devine stăpânitorul lui. Și în acest context în care vedem omenirea plonjată sub această stăpânire, sub acest întuneric, în această împărăție a păcatului, în acest context în care totul pare pierdut. Nu mai există nicio posibilitate. În acest context se anunță o promisiune o promisiune că prin sămânța femeii se va naște un copilaș, că el va crește mare și va înfrunta pe Satan, că cele două împărății se vor confrunta într un război. Că într adevăr călcâiul lui va fi zdrobit. Și călcâiul reprezintă și zdrobirea lui, reprezintă o rană reală, dar nefinală, neletală. Dar că, prin contrast, capul șarpelui al lui Satan nu va fi doar uh, zdrobit parțial, capul reprezintă esența existenței noastre, ci va fi zdrobit, adică o victorie completă și finală. Imaginați-vă acum pe Adam și Eva cu doar clipe înainte să fie condamnați la moarte. Ei știu ce așteaptă. Li s-a spus de la început, în ziua în care veți mânca, cu siguranță veți muri. Înainte ca Dumnezeu să pronunțe verdictul asupra lor, aud această proclamare. Aud că Dumnezeu va trimite un răscumpărător, că El ne va elibera de sub blestemul păcatului, că El va nimici pătenia întunericului, că El este singura noastră speranță. Ce mai puteau ei să fac decât să creadă în această promisiune? Și știm că au făcut-o pentru că în versetul 20 Versetul 20: După ce au experimentat moartea spirituală, după ce au experimentat blestemul, verdictul blestemului este deja dat, Adam pune nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. În momentul acesta în care ne aflăm noi, ea nu este mama la altceva decât la moarte, la păcat și la blestem. Dar pentru că Dumnezeu dă o promisiune că prin femeie vine cel care dă viață, vine cel care dă eliberare, Adam privește la soția lui, care tocmai a păcătuit și a gustat moartea și spune pe tine te va chema Eva. Mama vieții, prin tine vine viața. Prin tine va veni răscumpărarea. Ei credeau că Dumnezeu a rânduit un răscumpărător care va veni prin femeie. Și nu avem timp, dar dacă am continuat în Geneza 4, putem să vedem că acolo ei deja credeau că l-au primit. Credeau că l-au primit. Erau greșiți despre cele două seminții. Pe unul îl numește Cain, pe unul îl numește Abel. Unul înseamnă cel primit, altul înseamnă cel risipit. Unul înseamnă binecuvântare, altul înseamnă blestem. Ei erau inversat. Ei credeau că al doilea nu mai au nevoie de el. După ce l-au primit pe primul, a spus Dumnezeu că prin sămânța femeii primim răscumpărătorul. Probabil că au fost gemeni. Vine primul copil și s-au bucurat deosebit de mult. Am, am, primit cel care ne va răscumpăra. Al doilea le-au pus numele nimic. La propriu înseamnă nimic. Înseamnă risipă. Pentru că n-au crezut că au nevoie de el. N-au înțeles că această promisiune se va îndeplini peste mii și mii și mii și mii de ani. Dar au crezut în această promisiune. N-au avut toate detaliile. Dar au anticipat această promisiune. Și de fiecare dată când s-a născut un fiu, au zis, poate acesta este. Și de mii de ani, și de mii de ani, cei care se încred în Dumnezeu, au anticipat întruparea Domnului nostru Isus Hristos. Și de 2000 de ani își amintesc de acea întrupare. Apoi este prezentă printr-o promisiune prototipică, tipologică. Imediat după ce Adam și Eva cad în păcat, simt nevoia, simt nevoia de a-și acoperi vina lor. Realizează că nu pot sta așa, înțeleg că nu pot sta așa înaintea lui Dumnezeu. Vinovați și neacoperiți știu că vor fi nimiciți dacă Dumnezeu vede păcatul lor. Și își fac haine din frunze de smochin pentru ca să-și acopere goliciunea lor. Și cum v-am spus, goliciunea este o metaforă pentru păcat. Nu da, avem timp să intrăm în de ce smochin, dar citeți acasă ce reprezintă smochinul, ce reprezintă smochinul în Vechiul Testament. Ce face Dumnezeu? Înainte să-i izgonească, după ce le-a dat această promisiune a pruncului care trebuie să vină, după ce le-a dat blestemul prin care trebuie să trăiască, înainte să-i izgonească afară din grădina Edenului și din prezența sa, ia frunzele lor de smochin, încercarea lor de a-și acoperi păcatul, să se protejeze înaintea lui Dumnezeu, le aruncă la gunoi pentru că ele nu sunt o, o soluție adecvată, și spune scriptura că le face haine din piele de animal pentru ca vina lor să fie acoperită și să nu fie nimiciți de Dumnezeu. Din nou, ce trebuia să facă ei? Nimic decât să creadă. Să înțeleagă că vine un răscumpărător și că Dumnezeu îi va acoperi prin acel. พระสคุมปราโทรา să creadă în soluția promisă de Dumnezeu. Mesajul întrupării îl avem atunci când punem aceste două promisiuni, cea profetică și cu cea tipologică împreună. Și înțelegem că Dumnezeu, în ziua în care a blestemat pe părinții noștri, pe Adam și Eva, în ziua care i-a izgonit afară din grădina Edenului și a închis drumul de întoarcere în împărăția sa, a făcut o promisiune. Să înțelegem că Dumnezeu promite că prin femeie se va naște unul care va zdrobi capul șarpelui, adică lui Satan. Și că el, adică Isus Hristos, va fi străpuns în această bătălie și că sângele lui va curge pentru ca păcatul celor ce se încred în el să fie acoperit de el. Pentru ca mânia lui Dumnezeu să fie satisfăcută, absorbită de el, pentru că el stă între om și Dumnezeu, cel sacrificat ca să fie o acoperire ca să fim îmbrăcați cu neprihănirea Lui și nu cu frunzele noastre, a faptelor și religiilor noastre. Să înțelegem că prin această jerf, că prin acest copil, că prin această răscumpărare, că prin credință în această promisiune, paradisul și viața pierdută sunt răscumpărate. De ce ne bucurăm de fiecare Crăciun? De ce ne bucurăm când vedem cum un copil se naște? Pentru că știm că un copil ni s-a dat. Pentru că știm că acel copil este Isus Hristos. Pentru că știm că El a crescut mare și a trăit viața desăvârșită care eu trebuia să o trăiesc. Pentru că știu că a murit în locul celor ce se încred în El. Pentru că știu că tot ceea ce s-a pierdut în paradis este răscumpărat în Hristos. Și în această seară, dacă n-ai știut de deci ce ai anticipat și ai așteptat cu nerăbdare aceste sărbători, Sper ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să vezi mai mult decât această sărbătoare și luminițele și prăjiturile, să deschizi scripturile și de la Moise și toți profeții și până în Apocalipsa să vezi pe Domnul nostru Isus Hristos și să ai viață veșnică. Amin. Amin.